credincioși aceia s-au rugat. Locul acela s-a cutremurat. Ei au cerut atunci în rugăciuni să facă Domnul semne și minuni. Ei au cerut atunci în rugăciuni să facă Domnul semne și minuni. Cu ajutorul Duhului Sfânt, cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea și tot mai tare ea creștea, prin semne și prin mărturii în fiecare zi. Ajutorul Duhului Sfânt, cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea și tot mai tare ea creștea, prin semne și prin mărturii în fiecare zi. Cea frumoasă când s-au dus și au chemat numele lui Iisus, o logul în picioare a sărit și în fața lor el s-a tămăduit. Aleluia! Ajutorul Duhului Sfânt, cu ajutorul Duhului Sfânt, ce minunat! Biserica se înmulțea și tot mai tare ea creștea, prin semne și prin mărturii în fiecare zi. Biserica lui Hristos lucrează și astăzi Duhul Sfânt. Iisus Hristos i-a binecuvântat și mulți bolnavi prin ei s-au vindecat. Căci până și prin umbra lor era puterea și dumnezeirea sa. Cu ajutorul Duhului Sfânt, cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea și tot mai tare ea creștea, prin semne și prin mărturii în fiecare zi. Prin Duhul Sfânt când Petru a predicat, aproape atunci s-au predat. Iar după aceea, într-o altă zi, se mai predară încă 2000. Cu ajutorul Duhului Sfânt, aleluia! Cu
ajutorul Duhului Sfânt. Biserica se înmulțea și tot mai tare ea creștea. Prin semne și prin mărturii în fiecare zi, cu ajutorul Duhului Sfânt, cu ajutorul Duhului Sfânt, biserica se înmulțea și tot mai tare ea creștea. Prin semne și prin mărturii în fiecare